A fost primul meci pentru CSU în primul eșalon după 3 ani și 2 luni pe Ion Oblemenco. Craiovenii au avut ghinion, ratând ocazii imense. Mai experimentați, pandurii au așteptat la cotitură siguri pe forța lor. În minutul 53, Elton da Silva a fost aproape de un autogol. Scorul a fost deschis de proaspătul mijlocaș al pandurilor adus din Elveția. Ghezim Shalai a redus craiovenii la tăcere în minutul 74. 10 minute mai târziu, CSU Craiova a egalat prin vârful Curelea. Astfel, cele două echipe și-au împărțit punctele în prima confruntare din Liga 1. Ne va fi greu în primele etape, susține tehnicianul pandurilor Petre Grigoraș. Mai e mult până departe, apropo de jocul de panduri. Da, e adevărat și știu lucrul ăsta. Am vorbit și cu cei din Bădicele, știu și motivele. O să fie mai greu în primele etape, avem câțiva jucători care nu prea au jocuri iniciale și lucrul ăsta se poate observa în ritmul de joc. Din cei 10.000 de spectatori din Bănie, cel puțin 1.000 au fost gorjeni. Petre Grigoraș recunoaște că nu a fost un meci spectaculos, dar s-a ridicat la pretențiile unui derby. Eu zic că a fost un joc destul de alert, sincer. Mi s-a părut că a avut un ritm mai bun, un ritm destul de bun și cred că a fost o partidă antrenată atunci când joci în fața, nu știu, spectatorii au fost 10-13.000, nu știu cum s-a fost. E foarte plăcut. Mult mai încrezător în pandurii, președintele Consiliului de Administrație al clubului gorjean, Mihai Brunariu, s-a declarat mulțumit de rezultat și așteaptă evoluții mai bune în următoarele etape de campionat. A fost per ansamblu un joc bun, un scor meritat pentru ambele echipe. Mai proaspeți Universitatea Craiova, mult mai așezați și cred că am avut și posesie mai mare noi, ca și joc. Domnul Grigoraș a spus că a spus conducerii ce se întâmplă cu echipa. Nu e nicio problemă din punctul meu de vedere, sunt mulțumit de rezultat, este primul meci, există și o presiune a publicului, încă nu suntem la forma maximă, n-am intrat în vârful de formă, avem răbdare. La primul meci oficial în tricoul pandurilor, Laurențiu Iorga vede partea plină a paharului. Rezultatul este echitabil? Rezultatul am spus că este un rezultat greu de digerat, având în vedere că am controlat în cele mai multe momente jocul, dar până la urmă este un punct câștigat. Următoarea confruntare a pandurilor se va da pe teren propriu în compania celor de la CFR Cluj, duminică 3 august.